Unboxing și anume la oala de la Tefal One Pot. Povestea ei o știți din celelalte daily vloguri, că am comandat-o de Black Friday cu 310 lei aproximativ, am mai făcut extra garanție 2 ani, deci ne-am încadrat la 350 de lei cu ea. Cutia, sincer, e foarte, foarte mare. Oh my god. Deci e foarte, foarte mare față de cum am imaginat eu. Eu credeam că e cât o oală din asta normală de supă. Avem aici program de on, cancel, orez, oatmeal, adică din asta ovăz, baby food, mâncare pentru copii, pressure cook, adică gătire sub presiune, bake, adică coacere, do it yourself, adică să faci tu probabil ceva idei din astea, selfie, habar n-am, supă, steam, adică să gătești la abur, brown, am înțeles că e ceva funcție ca să prăjești, pentru că poți să prăjești chestiile înainte să le dai în cuctă. Simmer, slow cook, adică să gătească lent, de exemplu, chiar mă bucur că are funcția asta, că ziceam eu că ar fi fain să mai putem face costițe. Noi avem un slow cooker din ăla, doar că, mă rog, mă gândeam să-l vând și să folosesc doar treaba asta și mă bucur că are funcția asta. Și reheat avem, adică să-l reîncălzești. Că avem și ceva rețete, din ce am înțeles eu, da, uite, avem aici rețete, supe, tot felul de tocănițe, văd aici, desert, sarmale, super. Asta cred că e ceva, astea sunt ceva accesorii. Avem și cablu aici. Avem measuring cup, adică cană din asta gradată cu care să măsurăm. Nu știu ce e asta. Ok. Și mai avem încă un coș. Asta cred că se folosește pentru legumele alea la abur, cred eu. Și aici avem vasul în care este toată treaba. Hai să îl și scoatem afară. Deci e foarte mare. Eu nu știu, mi-am imaginat că e mult mai mic. Eu sunt curioasă dacă voi v-ați uitat vreodată la aparatul ăsta și ați crezut și voi că e mai mic. Că eu chiar am crezut că e mult mai mic. Cam așa este de mare oala asta în care gătește. Și teoretic, pentru orez, ce am eu de voie să fac, zice doar să pun pe funcția de orez, să introduc acolo ingredientele și să-i dau start. Așadar, pentru prima rețetă am pus o cupă de orez pe care am spălat-o foarte bine și am adăugat 3 cupe de apă și am setat aparatul la funcție de orez pe 9 minute, exact cum era acolo prestabilit. Probabil că se gătește și ceva mai repede, dar eu i-am pus așa. Am adăugat doar niște sare și i-am dat drumul, după cum se poate vedea în video. S-a încălzit și aparatul și deja vedeți că a apărut 9, deci înseamnă că își începe timpul de gătire și merge timpul invers. This is the orez gata făcut în 9 minute, hai să vedem dacă e și făcut. Am mai adăugat un pic de unt și l-am amestecat și l-am lăsat aici să stea. El, mă rog, avea forma aia așa dreaptă, eu l-am tot învârtit și de-aia arată așa. Dar îmi place că boabele sunt așa despărțite și chiar e foarte bun la gust și nu e uscat deloc, așadar prima rețetă făcută cu brio e bună. Mâncăm imediat cu pui și vă arăt și cum arată totul în farfurie. Hai că mi-am pregătit aici oala și mă gândeam eu să fac niște cușcuș de data asta. Hai să îl băgăm în priză și să selectez funcția brown. Și mi-am pregătit aici o cupă de cușcuș pe care aș vrea să o introduc aici. Și din ce am înțeles, la cușcuș nu trebuie chiar 3 cupe de apă, pentru că la orez știți că de obicei dacă pui o cupă trebuie să pui 3 cupe de apă, dar la cușcuș nu trebuia niciodată să pun așa multă. Voiam mai mult să testez funcția asta brown pentru că am văzut că foarte multă lume se plânge de faza că este câteodată că nu funcționează. Deja călește ceapa, mai ceva cantigaie, deci s-a încălzit foarte, foarte repede și o să las foarte puțin ceapa, după care o să adaug cușcușul, o să las să se rumenească și el foarte puțin, vreo 2 minute, după care o să-l pun la funcția de orez, pentru că logic așa ar trebui, dacă e tot ceva de genul, să-l selectez pe funcția de orez. El încă văd că se tot încălzește sau nu știu ce face mai exact, dar oricum, vedeți că de el deja sfârie, deci puteți să adăugați ceapa sau legumele ce vreți voi să căliți înainte să se încălzească, pentru că vedeți că deja le călește. Interiorul ei nu o să lucrez decât cu spatule din astea de silicon sau cu lingura aia pe care am primit-o, dar momentan mă descurc cu asta. Și ce e fain, că e super adâncă. Eu de obicei când făceam cușcuș paragaz, deci vedeți că și așa sar o grămadă de
biluțe din astea când amesteci. Dar când eram pe aragaz, deci tot aragazul era plin de, și pe jos și pe aragaz plin de cușcuș. Okay, hai să adăugăm acum și cele două cupe de apă. Închidem cupta. Și acum am dat pe funcția de orez 9 minute și hai să-i dăm bătaie. M-am uitat pe Facebook, este acolo un grup cu Tefal, One Pot și sunt diverse rețete. Am căutat acolo la search cușcuș și lumea zicea că de obicei în 6 minute ar trebui să fie gata. Unii ziceau că au făcut în 9, că în 10 sau în 6 și atunci am zis ok, hai să nu fie nici, las 7 minute și oricum am oprit-o pentru că încă nu-și terminase programul, deci am oprit-o eu automat de la butonul ăsta și vedeți că acum s-a oprit. O să mai las vreo 5 minute, ceva de genul, și o să o apăs aici să o depresurizez mai imediat. Doar ce am adăugat niște morcovi, deci e super, super fain făcut și nu s-a lipit absolut deloc și eu cred că e gata. Și el arată cam așa, vedeți că e super, super fiert și nu s-a ars, nu s-a lipit, doar am adăugat eu acum morcovii ăștia peste și miroase demențial. Cam așa arată și în farfurie, deci îi super, super bun, doar că n-am pus eu suficientă sare, am mai adăugat acum un pic la final și e super bun. Așadar, a doua rețetă reușită. Hei, dragilor, astăzi vreau să testez o nouă rețetă, vreau să fac cartofi la abur, pentru că aș vrea să-mi iasă așa niște cartofi naturi și eu sunt curioasă de funcția asta de abur, pentru că încă n-am apucat să o testez. Și am primit aici niște instrumente, și anume coșulețul ăsta cu găuri. Și am mai primit trepiedul ăsta și nu știam exact la ce se folosește, dar aparent trebuie pus aici pe fundul oalei ca să vină mai sus. Să pun aici pe fund o cupă de apă, vedeți că am pus-o acolo. Am montat trepiedul ăsta, mă rog, trepied de mult spus, podiumul. Și acum o să pun cartofii, să îl setăm pe funcția de steam. Și ca și timp, unde e timpul? Vom seta 7 minute în prima fază și hai să-i dăm bătaie. Cam așa arată cartofii după 7 minute, deci eu sunt foarte curioasă. Deci dacă sunt făcuți, eu leșin. Sunt făcuți. Deci uitați-vă ce fain, sunt făcuți deja fierți. Și acum eu o să-i scot și o să îi amestec un pic de unt într-o oală, puțin sare și niște piper. Cam așa arată și cartofii mei natur, super fierți, deci la 7 minute, pentru că mai... Urmărisem eu ceva rețetă, zicea că să lași la mai puțin timp, dar eu zic că așa e chiar ok. Dacă îi lași mai mult, deja se prea fierb și dacă sunt mai puțin, cred că erau cruzi. Poate să zic un 6 minute, dar nu mai puțin. Pentru următoarea rețetă am început să fac o prăjitură, pentru că am văzut pe grupul acela de pe Facebook că s-ar putea face și prăjituri în genul ăsta de oală. Așadar am testat o rețetă, o să vă las toate ingredientele în descriere, pentru că nu v-am mai filmat chiar tot. I-am setat funcția bake și tot secretul este să pui un prosop la închiderea capacului, ca să nu curgă apurii ăia și apa pe prăjitură. Și cam așa arată rezultatul final, deci a ieșit absolut demențial. Am avut musafiri în ziua respectivă și nu am apucat să mai gust împreună cu voi. Să vă zic sincer, s-a mâncat până la ultima felie și uitați-vă cât de pufoasă este, deci genial! Aceeași zi am pregătit și un cotlet din ăsta de porc întreg, l-am marinat, după care am setat funcția brown. Și o să las să se încălzească oala, o să pun ulei de măsline și o să punem și carnea. Iar ca și vin pentru rețeta asta o să-l folosim pe ăsta, pe care l-am cumpărat de la Profi, dar cred că îl găsiți peste tot. Așadar o să avem nevoie de o ceașcă din vinul ăsta. S-a încălzit și oala și acum o să pun bucata asta de carne pe care știți că am marinat-o mai devreme, acum vreo 2 ore, și am trecut-o și prin făină pentru că așa scria acolo în rețetă. După ce s-a prăjit carnea pe ambele părți, deși vă recomand să faceți pasul ăsta în tigaie pentru că a fost destul de greu de manevrat în oală, am adăugat și restul de ingrediente pe care o să le găsiți în descriere, adică niște ceapă, usturoi și ciupercile. Am adăugat și vinul, după care am închis oala și am setat-o la gătire sub presiune. Eu am pus 25 de minute, dar vă recomand 40 pentru că nu a fost gata după 25 de minute și am mai dat noi apoi încă 15 minute. Așadar, după cele 40 de minute, am scos carnea, am pus-o la cuptor un pic să prindă niște crustă și în sosul care a rămas acolo am adăugat puțin făină și am făcut așa un sos ca să pot să îl servesc alături cu carnea și vă zic că a fost absolut genială și am servit-o cu un piure de cartofi.
Astăzi o să încercăm să facem supă de pui în oala aceasta de la Tefal și deja i-am dat, vedeți aici pe high pressure, i-am dat 30 de minute, acum deja, uitați, acum s-a și pornit, numai bine, și am băgat acolo două pulpe din alea în el, niște morcovi, ceapă și un cup din ăla de la Knorr și am pus apă, nu chiar până sus, dar o să vedeți voi în momentul în care o să o deschid, și niște boabe de piper, deci practic vă face supa exact așa cum o faceți în mod obișnuit. Și am setat 30 de minute, așadar după 30 de minute o să ne revedem cu ea, să vedem cum este, oricum o gătește mult mai repede. Iar aici, separat, m-am pus să fac niște găluște pe care le-am lăsat la fiert. Vedeți, așa face momentul în care se oprește, după care el intră automat pe funcția asta de ținere la cald, dar voi puteți să o opriți, efectiv așa. S-a făcut și oala, s-a depresurizat singură, după cum vă ziceam, și cam așa arată rezultatul final. O să mă pun să scot legumele de aici și carnea și o să pun găluștele pe care le-am făcut anterior, o să tai și niște morcovi și vă arăt rezultatul final. Am terminat și eu supa de pui, voiam să vă și arăt rezultatul final, mi-am pus și acolo în farfurie, o să vă arăt imediat. Supa a ieșit foarte bună, am mai condimentat-o doar cu puțină sare și am tăiat morcovii și am pus găluștele aici. Sincer, a ieșit absolut minunat, chiar e super gustoasă și s-a făcut super repede, în cred că mai puțin de 30 de minute o puteam scoate, pentru că deja aproape se rupeau pulpele în două, deci erau prea fierte, deci cred că și la 20-25 de minute dacă o lăsați, e super și... Vă zic, chiar se merită, eu mai am și cuctă normală și de obicei trebuia să fierb mult mai mult supa decât acum cu aparatul ăsta. Pentru următoarea rețetă mă gândeam să fac o tocăniță, să testez și treaba asta și am tăiat în prima fază niște legume, adică niște ardei și niște ceapă, am pus în oală puțin ulei pe funcția brown și am călit legumele, după care am adăugat și bucățile de carne, am adăugat niște pulpă de porc. După care le-am lăsat să se gătească puțin, am pus niște condimente și apă, am închis oala și am setat-o la gătire sub presiune timp de 40 de minute de data aceasta și după cele 40 de minute am deschis oala, vedeți că arată cam în felul acesta. S-a gătit carnea destul de bine, după care am adăugat și niște vin și am mai lăsat să mai fiarbă pentru că am vrut să se rupă carnea și mai tare. Am mai setat oala la vreo 20 de minute, după care am adăugat și condimente, puțină smântână și cam asta este rezultatul final. Vă zic că a ieșit absolut demențială. Iar pentru ultima rețetă mă gândeam să încerc și o supă cremă, bine, nu era nu știu ce complicat, dar am zis hai să facem și treaba asta. Am pus niște mazăre, broccoli, morcov, ceapă și un cartof și le-am adăugat în oală cu puțină apă și niște sare și am setat funcția de supă la 15 minute, iar după cele 15 minute rezultatul arată în felul următor. Am băgat toate legumele la blender, am luat doar apă cât era necesar, după care am mai pus niște condimente și puțină smântână, am lăsat pe aragaz și cam așa arată rezultatul final. Vă zic că a ieșit super bună și s-a făcut foarte rapid, așadar mi-a plăcut și rețeta aceasta foarte mult. Astăzi ne vedem aici ca să facem review-ul final al acestui aparat și să vă zic dacă își merită banii sau nu și dacă ne place sau nu. Ea practic este o oală sub presiune, dar din punctul meu de vedere face mult mai mult decât o simplă cuctă. Pentru că, de exemplu, am și eu o cuctă acasă, dar în ea fac doar ciorbe sau fierbeam, nu știu, anumite chestii... Așa, pentru tocăniță, pentru o ciorbă de fasole sau așa, dar în rest nu puteam să fac alte lucruri în ea. Încă deseori orez, cușcuș și mă enerva ideea să tot stau cu mâna în oală, plus la ciorbe, tot trebuia să verific dacă e fiartă, tot s-o mut în altă oală, era destul de... nu știu, cumva peste mână tot treaba și mi se pare fain, de asta se și numește One Pot, pentru că practic poți face toată rețeta într-o singură oală fără să mai murdărești alte instrumente, alte oale, alte boluri și așa mai departe. Mi se pare că această oală are o grămadă de funcții utile, inclusiv dacă vreți să mâncați la regim sau poate, nu știu, aveți copii sau vă gândiți să aveți copii, mi se pare că este o investiție bună și la un preț foarte accesibil. Mai ales dacă o prindeți la reducere. Vreau să facem așa o parte de pro și contra. Ca și pro, v-am zis și anterior, mi se pare că are o mulțime de programe din care poți să alegi. Ai și o carte de rețete. Există și grupul acela de Facebook pe care o să vă las linkuit în descriere, în care găsiți o grămadă de rețete. Adică sunt oameni care încearcă diverse rețete, după care le postează, nu știu, timpul, funcția pe care a gătit și...
felul de mâncare pe care l-a pregătit și poți să cauți acolo la secțiunea de căutare, la search, exact ce te interesează. Nu știu, cartofi natur, ciorbă, gulaș, sarmale, whatever, ce vrei tu să cauți și îți găsești acolo sau poți să postezi în grupul ăla și te mai sfătuiesc cu oamenii cu diverse. Un alt avantaj e faptul că gătești totul în aceeași oală, cum am și menționat. Poți să o lași nesupravegheată, poți să-ți faci treaba prin casă, nu trebuie să amesteci absolut deloc, nu se lipește absolut deloc, ceea ce mi se pare wow, plus că te ajută cumva, zici că ar fi cu o persoană în bucătărie care să te ajute cu ceva. De exemplu, poți să gătești, uite, faci ceva pe aragaz, nu știu, ceva legume la grătar, whatever, sau un pește, frici ceva pește și lângă vrei să mănânci o garnitură, nu știu, vrei un cartof natur, vrei un orez, vrei un cușcuș, vrei ceva, o tocăniță, poți să o faci acolo, chisoala, ai dat programul și tu între timp poți să faci orice altceva și te ajută cumva în paralel. Noi, de exemplu, dacă v-ați uitat la celălalt review pe care l-am făcut la Tefal OptiGrill, ați văzut că am cumpărat și aparatul ăsta și suntem oarecum super încântați de combinația asta OptiGrill cu Tefal OnePot, pentru că, de exemplu, putem să facem acolo ceva fript pe grătar și lângă să facem ceva în oală. Știți cum e când gătești pe aragaz, că involuntar trebuie să tot mergi, să amestești, să vezi dacă nu mai trebuie apă, să vezi dacă nu se lipește de fund, nu știu, dacă dă pe afară sau chestii de genul ăsta, și cu oala asta nu trebuie să-ți faci grijă absolut deloc, n-are cum să pocnească, n-are cum să se întâmple absolut nimic. În momentul în care este gata programul, indiferent că ești acolo sau nu ești acolo, el te atenționează cu un semnal sonor, după care intră automat pe funcția de ținere la cald și se depresurizează singură și în momentul în care ai ajuns acasă, o deschizi și continui ce ai de făcut și nu e ca la o cuctă pe aragaz pe care trebuie să o oprești sau să tot ai grijă să nu o dai prea tare, să nu știu, să fie prea încet, să se depresurizeze singură, pentru că eu pățeam tot timpul treaba asta, pentru că am plită pe inducție și în momentul în care îi dădeam, de exemplu, pe 5, nu știu, începea să țiuie, să-ți facă ciudat ca și cum că ar fi prea tare și dacă o dădeam pe 4, de multe ori pățeam că se depresuriza și nu mai gătea sub presiune, deci m-a enervat treaba asta cumplit, dar cu oala asta nu am niciun fel de problemă și te atenționează oricum sonor dacă, nu știu, n-ai închis capacul cum trebuie, dacă, nu știu, ce ai uitat să faci, nu știu ce funcție ai pus și nu-i bine să închizi capacul la funcția respectivă, pentru că sunt câteva funcții pe care le poți folosi doar cu capacul deschis și atunci dacă tu închizi capacul, ea îți dă eroare, că gen trebuie să deschizi capacul, că altfel nu te lasă să gătești. Deci e destul de inteligentă, de multe ori mai inteligentă ca noi, aș putea zice. Și mi se pare că are o grămadă de variante. Un dezavantaj, ca să zic așa, e faptul că miroase. Bine, orice cuctă, până la urmă, orice oală ți-ai cumpărat, tot miroase. Dar dacă o pui, de exemplu, sub hotă, ai rezolvat problema asta, cum fac și eu. Și un alt dezavantaj pe care l-am observat e faptul că dacă vrei să faci depresurizarea oalei atunci când s-a terminat programul, durează foarte, foarte mult. Adică, nu știu, cred că vreo 4 minute, 5 minute, cred că acum să nu exagerez, dar ceva de genul durează să tot să ții apăsat pe butonul ăla să se depresurizeze. De exemplu, o lași în pace, cum am mai zis, se depresurizează singură, nu știu, în câteva minute, probabil în 20 de minute sau jumătate de oră, nu știu exact că nu am cronometrat, dar asta mi se pare un pic așa deranjant că durează destul de mult, dar dacă o lași în pace, repet, nu ai problema asta și nu te deranjează, că își face ea treaba singură dacă ești plecat de acasă sau faci altceva între timp. Legat de treaba asta, un dezavantaj mi se pare faptul că în momentul în care ai depresurizat-o complet, mi se părea normal să fie un sunet, cumva că, bă, gata, ai terminat, poți să o deschizi. Pentru că în momentul în care, nu știu, tu consideri că e gata, adică nu aș să mai aude așa un foarte, foarte finos, tu ai impresia că, gata, e ok, adică poți să o deschizi și nu te lasă să deschizi capacul. Iar îl pui la loc, mai încerci să depresurizezi, iar încerci să tragi capacul, îți dă eroare că nu poți să o deschizi. Deci, cumva, mi se părea sau consider că ar fi fost necesar să ai un piuit care să te atenționeze că este depresurizată și ok, poți să o deschizi. Bine, oricum nu ai cum să o deschizi forțat, pentru că și asta e un alt avantaj, ca să zic așa, nu te lasă să o deschizi, adică n-ai cum să pățești, să, nu știu, să o deschizi, să sară pe tine sau să se întâmple chestii de genul, pentru că efectiv are o blocare acolo la capac și nu te lasă să o deschizi până când ea nu este depresurizată complet. Pentru că am pățit treaba asta aproape la fiecare rețetă pe care am gătit-o și am vrut eu să depresurizez automat, dura destul de mult, după cum ziceam, și mă enerva un pic cu capacul ăla, că tot nu știai când e gata depresurizată, dar mă rog, dacă poți să treci peste treburile astea,
Alte dezavantaje nu pot să zic că am văzut. Acum, referitor la dimensiunea oalei, are în principiu 6 litri, din ce mi-aduc aminte, dar oricum are un maxim, adică n-ai cum să umpli până la 6 litri. Cred că undeva până pe la vreo 4 litri jumătate, cam așa cred că poți să o umpli, dar e cumva normal, adică și la o oală, o cuctă, o oală normală pe care o folosești, întotdeauna știți că aveți un maxim până unde poți să pui apă, că e normal, că altfel explodează, iese pe afară. Dar eu consider că e suficientă pentru o familie de 4, 5, 6 persoane. Mi se pare că dintr-o oală din aia pot mânca atâtea persoane. Asta e un avantaj, aș putea să zic, timpul de gătire, să știți că e destul de scurt și mâncarea e gustoasă. Deci eu chiar am testat, ați văzut, am testat pe funcția de orez, am testat pe funcția de bake, am făcut o prăjitură, a ieșit demențial. Deci n-aș fi crezut că o să iasă prăjitura, am crezut că o să iasă ceva super aiurea, o să se lipească de fund, n-o să fie gătit, o să fie tot felul de drame, dar vă zic sincer că a fost genial. Doar singura mențiune aici este să puneți prosopul în închiderea capacului, adică să puneți un prosop după care să închideți efectiv capacul ca să nu curgă apa aia ce se formează și aburii de pe capac, să nu vă curgă pe prăjitură, că după aia vă dați seama că se gătește mai aiurea sau rămâne așa umedă. Asta am văzut-o și eu pe grupul de pe Facebook și sincer am fost așa super happy că am văzut treaba asta. Am testat și funcția de gătit la abur și vă zic sincer că am rămas impresionată. Cred că în vreo 6-7 minute mi-au fost gata cartofii și în special dacă vreți să gătiți la dietă, vreți să gătiți la abur, e o variantă super, super ok. Am mai testat pe funcția de supă, cred că de vreo 3 ori. Am mai făcut și o ciorbă de fasole care a ieșit absolut demențială. Deci vă zic sincer că cred că mai bună de atâta nu mi-a ieșit niciodată și vreau să zic că s-a fiert enorm de bine fasolea, pentru că eu mai am o cuctă, v-am zis, și niciodată, nu știu, oricât o fierbeam, parcă nu o fierbea cum trebuie, nu știu, parcă tot rămânea un pic tare sau nu știu, dar vă zic că asta a ieșit perfect, deci perfect. Am mai făcut o căniță, tot așa, am încercat să fac și paragaz, am făcut-o și în cuptă normală, dar cum a ieșit, în oală asta, aromele, nu știu, s-o întrepătruns așa super fain, s-o găti care, numai se rupea și așa. Am mai testat și varianta de brown, adică cea de rumenire. Acum, și aici o mențiune, dacă vreți să gătiți ceva, nu știu, un orez sau ceva, tocăniță sau așa mai departe, să frigeți doar niște chestiuțe mici, ca să zic așa, legume, e ok. Dar, de exemplu, noi am făcut la un moment dat o friptură, am făcut un cotlet din ăsta de porc și cred că v-am menționat atunci în videoclip că ne-am chinuit la propriu să întoarcem carnea aia pe toate părțile să o prăjim. Deci vă recomand să faceți treaba asta într-o tigaie și apoi să o treceți direct în oală, să o puneți la gătire sub presiune, pentru că am crezut că muri. Deci efectiv aluneca, pentru că oala e foarte super alunecoasă, nu știu cum să vă zic, în momentul în care prăjiți ceva, că tocmai că nu se lipește nimic și atunci toate se mișcă acolo, nu știu cum să mă exprim, și atunci carnea nu stătea în poziția în care noi o puneam, tot pica sau nu stătea acolo și era super aiurea, n-aveam cum să o frigem ca lumea pe toate părțile. Dar dacă, de exemplu, vreți să puneți bucăți de carne feliate, tăiate, mă rog, e ok. Puteți să faceți treaba asta, dar dacă vreți să faceți o friptură, recomandarea mea e să o frigeți pe tigaie, o puneți în oală și ați terminat, ca să vă puteți manevra acolo produsul și să nu vă enervați. După cum am menționat și anterior, am testat și funcția sub presiune, care practic este funcția ei specială și de bază. Și am testat acolo destul de multe rețete, am făcut o căniță, am făcut și ciorba de fasole, am făcut și cotletul și cred că am mai gătit încă ceva. A, și supa de pui, așa. Și vreau să zic că s-a gătit super ok. Gustul este foarte bun, s-a gătit foarte bine carnea și ce am făcut acolo într-un timp foarte scurt, deci eu chiar sunt foarte mulțumită. N-am testat baby food pentru că n-am avut ce să fac pe funcția respectivă, dar mă gândesc că nu e ceva super complicat și n-am mai testat funcția de slow cook, dar nu văd ce ar fi greu, adică pur și simplu cred că pui o carne acolo și o gătește foarte, foarte lent, de exemplu costițe. Am văzut o grămadă de rețete din astea pe grup, adică le lași, poți să le lași și 8 ore sau 6 ore, doar că trebuie să ai grijă cum setezi timpul și mai departe. Și mai avem încă o funcție do it yourself, poți tu să setezi temperatura, poți tu să setezi timpul, poți tu să setezi dacă vrei să gătești sub presiune sau nu. Cred că am folosit și o funcție asta la un moment dat, dar nu i-am văzut oarecum sensul, pentru că cel puțin momentan nu i-am găsit utilitatea în mod special, pentru că am folosit exact funcțiile acelea care erau deja prestabilite și m-am descurcat foarte bine cu ea. Mi se pare că nu e un aparat greu de folosit, adică dacă puțin te informezi sau, nu știu, te uiți așa pe un grup de Facebook sau la niște rețete, cu siguranță
te înveți. După vreo folosire sau două, deja te-ai prins și eu la început am crezut că o să fie ceva super SF, că nu o să înțeleg, că nu știu pe ce timp, nu știu ce selectez acolo, dar până la urmă am învățat super ok și oricum, dacă, de exemplu, nu sunteți cunoscători de limbă engleză, în momentul în care primiți aparatul, primiți niște stickere în mai multe limbi, adică puteți voi să efectiv să lipiți stickerele alea acolo pe aparat și să vă apară toate programele astea în limba română, adică în loc de sub să vă scrie supă, în loc de high pressure să vă scrie gătire sub presiune și așa mai departe. Noi l-am lăsat în engleză că așa era gata lipit acolo pe aparat și nu ne-a mai stresat, dar aveți și treaba asta în cazul în care nu vă descurcați. Există o grămadă de rețete pe YouTube, există grupul ăsta pe Facebook de care vă ziceam, în care puteți să întrebați orice și oamenii vă răspund. Puteți să căutați efectiv ce vă interesează acolo la search și vă ajută treaba asta enorm de mult. Eu vă zic sincer că la un moment dat tot căutam, că nu știam exact cât să las orezul, cât să las cușcușul, cât să las supa de pui sau așa mai departe și căutam efectiv lucrurile astea acolo și mi-am setat eu așa niște chestii, m-am învățat exact, uite, la cușcuș las atâta, la orez las atâta și chestiile astea vi le și puteți nota eventual într-un caiet sau în ceva și să le aveți întotdeauna, să știți exact, să nu vă tot chinuiți să le căutați de fiecare dată. Și o grămadă de rețete găsiți acolo, de prăjituri, de tot felul, brownie, deci a ieșit, vă zic, demențial, deci îți bați copiii. Și mai ales ciorbele astea cu carne, nu știu, tocănițe, chestii din astea care se gătesc foarte greu. Zic sincer că își merită banii pentru treaba asta. Clar, înlocuiește slow cooker-ul, înlocuiește cucta, înlocuiește un aparat de făcut orez, înlocuiește un aparat, nu știu, care mi-ar fi făcut la aburi, inclusiv cuptorul, pentru că până la urmă poți să gătești și o prăjitură în el, ați văzut, puteți să vă faceți orezul, puteți să vă faceți oatmeal, adică ovăz, puteți să faceți treaba asta. Eu încă n-am testat, dar vreau să fac și eu orez în lapte și tot pe funcția de oatmeal am văzut că se gătește. E complicat, pentru că ăla trebuie să fiarbă mai mult și se tot lipește de fund, deci cu siguranță ăla îl voi testa. Deci părerea mea este că își merită banii la prețul ăsta, dacă îl prindeți și voi până în vreo 350 de lei, 400 de lei, luați-vi-l că nu o să regretați. Se și curăță foarte ușor, ai și instrumentele alea în care să gătești la abur, primești o paletă, primești cupa aia în care să măsori orezul și apa și tot ce ai nevoie, ai carte de rețete, ai manual de utilizare, deci chiar nu ai cum să nu te descurci să gătești în ea. Sincer că deja foarte multe rețete le gătesc doar în oala aia și nu, să știți că nu e niciun fel de colaborare, nu e niciun fel, nu l-am primit pe gratis, l-am cumpărat din banii mei și nu am niciun fel de contract cu nimeni, adică nu fac reclamă, nu-s plătită pentru treaba asta, ce vă zic pur și simplu din experiența mea. Și știți că am mai făcut review-uri și la OptiGrill, am făcut review și la airfryer-ul de la Lidl, deci am testat mai multe chestii și pot să vă zic că e pe bune un aparat ok, probabil cei care îl aveți și l-ați folosit puteți să confirmați treaba asta. Într-adevăr, sunt și persoane care pur și simplu nu s-au obișnuit cu ea sau pur și simplu nu știu, poate că le-a fost greu să învețe să o folosească, că și asta poate să fie, adică nu știu, să n-ai răbdare, să te enervezi că nu merge ceva și gata. Uite, eu de exemplu n-am pățit până acum să dau fail cu nicio rețetă asta pentru că m-am informat puțin înainte să văd ca timp, să văd pe ce program să le pun și așa mai departe. Dar probabil că dacă nu citeam nimic și mă apucam eu așa de nicăieri să gătesc aiurea nea, poate că puteam să-mi ard ceva sau să, nu știu, să gătesc prea mult sau prea puțin sau să greșesc programul, să fac diverse failuri, să pățesc tot felul de chestii nasoale, dar vă zic sincer că n-am pățit nimic de genul ăsta și eu ce am testat până acum chiar au ieșit super bune. Deci cam asta este părerea mea, sunt curioasă dacă voi l-ați cumpărat, dacă vă place, dacă vă tentează să îl cumpărați, dacă v-a ajutat acest videoclip, să vă decideți sau nu. Sper că v-a ajutat, nu uitați de un like și abonare la canalul meu dacă v-a ajutat acest videoclip și dacă v-a plăcut de mine, evident. Vă mulțumesc de vizionare și ne revedem în fiecare luni și joi de la ora 8. Pupici! Pa, pa!